18. Hubbard Mallow își întinse picioarele pentru a alunga oboseala în timp ce răsfoia câteva rapoarte. Cei doi ani de când ocupa funcția de primar îl făcuseră să devină mai răbdător, mai domolit și mai puțin preocupat de confort. Dar rapoartele guvernamentale și aiuritorul limbaj oficial în care acestea erau scrise tot nu-i plăceau. Câte n-aveau primit, întrebă Jail. Patru sunt reținute la sol. Despre două n-am primit informații. Celelalte sunt în bună stare și se știe unde se află. Ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine, dar ăsta n-a fost decât începutul, mormăi Malo. Nu primi răspuns, așa că Malo ridică privirea spre jail și îl întrebă. Te îngrijorează ceva? Aș vrea ca sat să vină aici. A, da, ca să mai ascultăm o prelegere despre frontul intern. Nu, nu-i vorba de asta. Izbucni jail. Dar ești din calea afară de încăpățânat, Malo. Poate că ai rezolvat situația externă până la ultimul amănunt, dar nu te-ai interesat deloc ce se întâmplă aici, pe planeta mamă. Păi asta e treaba ta, nu? De ce te-am numit ministru al educației și propagande? Doar ca să-mi sfârșesc mai repede zilele dacă am în vedere cooperarea de care mă bucur din partea ta. Anul trecut ți-am tot vorbit despre pericolul crescând pe care îl reprezintă sat și religioșii lui, de credeam că te-am asurzit. Ce rost mai au planurile tale dacă sat va impune alegeri anticipate și te va zvârli din funcție? Niciunul recunosc. Iar prin cuvântarea ta de seara trecută, aproape că i-ai oferit alegerile pe tavă lui sat. Chiar trebuia să fii atât de sincer? Crezi că n-am făcut bine luându-i-o înainte? Nu, răspunse vehement Jay. Nu așa cum ai procedat. Pretins că ai anticipat totul, dar nu explici de ce ai făcut comerț cu Corel spre avantajul lor exclusiv vreme de trei ani. Singurul tău plan de luptă este de a te retrage fără nicio confruntare. Abandonezi toate relațiile comerciale cu sectoarele spațiale din apropiere de Corel. Proclami în mod deschis o atitudine de așteptare. Nu promiți ofensiva nici măcar în viitor. Serios, Malou, ce ar trebui să fac eu în situația asta fără ieșire? Îi lipsește strălucirea? Îi lipsește apelul la sentimentele mulțimii. E tot una. Malou, trezește-te. Ai două soluții. Fie le expui oamenilor o politică externă dinamică, oricare ți-ar fi planurile, fie ajungi la un compromis cu sat. În regulă, spuse Malou, dacă am dat greș cu prima soluție, să o încercăm pe cea de-a doua. Tocmai a sosit sat. Sat și Malău nu se mai întâlniseră față în față din ziua procesului cu doi ani în urmă. Niciunul nu constată la celălalt vreo schimbare, cu excepția aerului pe care l-ar fiecare dintre ei, ceea ce arăta fără tăgadă că rolurile de conducător și de contestatar se schimbaseră. Sat se așeză fără să-i strângă mâna lui Malow. Malou îi oferi o țigară de foi și îi spuse Te deranjează dacă Jail va rămâne? Ține foarte mult să cădem de acord asupra unui compromis. Ar putea acționa ca mediator dacă ne încingem. Sat ridică nepăsător din numeri. Un compromis se-ar folosi. Cu altă ocazie, eu am fost acela care a cerut ca tu să stabilești condițiile. Presupun că pozițiile sunt acum diametral opuse. Presupuneri.